Pentru mine și pentru ăștia mănăstirii de vreme, este o mare bucurie să găzduim o astfel de conferință, o astfel de discuție despre Sfinții din Devenițele Comuniste. Și cu nerăbdare așteptăm expunerile celor care au avut bunăvoința și dorința de a face această manifestare să fie ca o aducere aminte și o prezentare a jertfei, a activității și trăirilor pe care le-au avut cei care au făcut parte din Rugul Aprins, o mișcare care reprezenta o înaltă trăire duhovnicească și care promitea un foc duhovnicesc care putea să ardă și să aprindă multe suflete în lumea de atunci, dar sperăm că acest foc se poate aprinde și astăzi și poate să ducă mai departe, mai ales prin rugăciunea și mijlocirile lor, prin jertfa pe care au făcut-o pentru noi. De aceea, cu multă nerăbdare, așteptăm expunerile și rugăm pe Bunul Dumnezeu să facă, să și înțelegem cele ce le prezintă dânsii și să putem să le și împlinim, pentru că dacă nu mai